Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Când discutăm de achiziții cripto, de trading, de swap și de altele de acest gen, avem o mulțime de variante. De la exchange-uri descentralizate, cum sunt Uniswap, Pancake, la exchange-uri centralizate, cum este Binance, Bybit sau altele de acest gen. Dacă ne raportăm la ultimele din această categorie, respectiv la exchange-urile centralizate, una din cele mai bune variante și pe care eu personal am început să o folosesc aproape zilnic, este Bybit. Aceștia au avut în ultima perioadă o evoluție extraordinară și s-au dezvoltat enorm. Pe platforma acestora găsim efectiv cam tot ce avem nevoie, de la trading la swap, alimentare cu fiat, earn, launchpad, future și multe altele. În același timp, sunt cei care au unele din cele mai multe campanii de earn sau de a câștiga recompense prin realizarea unor task-uri destul de simple. Iar în videoclipul de astăzi, despre asta vreau să vă vorbesc, despre cum puteți participa la o campanie prin care sunt puse la bătaie 2,5 miliarde de token ITINA, un proiect despre care eu am discutat și cred că va avea o evoluție destul de bună. Așa că, dacă vreți să știți cum puteți câștiga ITINA gratuit, rămâneți aproape și, ca de fiecare dată, găsiți în descriere linkul pentru a participa la această campanie și, de asemenea, linkul pentru Bybit, în cazul în care nu aveți deja un cont pe Bybit. Și în acest fel ajutați și canalul de YouTube Mr. Crypto. Și vă mulțumesc pentru asta. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook. Găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Pentru început, doar câteva cuvinte despre ITINA, să știți de fapt ce câștigați. Ce este ITINA Labs? ITINA este o platformă care folosește tehnologia Ethereum pentru a crea un tip special de dolar numit USDE. Acest dolar este creat digital și este stabilit, adică valoarea sa nu variază foarte mult în timp. ITINA își propune să ofere o alternativă la sistemul bancar tradițional, astfel încât oamenii să poată utiliza acești dolari digital fără să depindă de bănci. USD este creat într-un mod care îl face rezistent la cenzură și scalabil, ceea ce înseamnă că poate fi folosit într-un mod liber și eficient, indiferent de cât de mult se utilizează. De asemenea, USD este susținut de Ethereum, ceea ce îi conferă siguranță și transparență. Pe lângă USD, ETHNA va oferi și o altă opțiune numită Interest Bond. Aceasta este o modalitate prin care oamenii își pot pune economiile la lucru și pot câștiga bani. Internet Bond folosește Ethereum pentru a genera venituri, iar aceste venituri sunt distribuite celor care investesc în această opțiune. În esență, ITINA este o platformă care își propune să ofere o alternativă modernă la sistemul bancar tradițional prin furnizarea de dolari digitali stabili și opțiuni de economisire pe bază de criptomonede. Bun, și acum să vedem cum putem câștiga ITINA în cel puțin 2 sau 3 moduri. În acest articol ni se explică extrem de detaliat care este mecanismul. Această campanie numită Blochează Mantle pe Mantle Network și deblochează 2,5 miliarde de ITINA Shard prin Mantle Reward Station oferă posibilitatea de a bloca criptomoneda MNT sau Mantle pe platforma numită Mantle Network și putem debloca apoi 2,5 miliarde de ITINA Shards. Este o oportunitate de a obține recompense pentru implicarea noastră în rețea. Mantle Network este un blockchain Ethereum de nivel 2 care își propune să aducă o scalabilitate superioară Ethereumului prin abordarea modulară care oferă comisioane scăzute și securitate ridicate. Ce trebuie să facem pentru a putea participa în Launchpool? Pentru început vedem că perioada în care putem să participăm este 27 martie 26 aprilie, deci încă avem timp suficient să câștigăm. Care sunt pașii? Pașii sunt foarte simplu. Trebuie să accesăm Mantle Reward Station, care este o platformă online unde putem bloca MNT-ul, după care conectăm portofelul nostru și introducem suma de MNT pe care dorim să o blocăm. Și ulterior blocăm suma respectivă de Mantle și începem să acumulăm recompensele. Ce sunt aceste recompense, ITINA Shares și cum funcționează? ITINA Shares sunt o formă de recompense pe care o primim pentru a bloca Mantle-ul nostru pe Mantle Reward Station. Și o să vă arăt în detaliu imediat ce intrăm pe platforma. Aceste recompense sunt calculate în funcție de suma totală de MNT blocată de toți participanții și sunt actualizate în timp real. Cu cât blocăm mai mult Mantle și cu cât o lăsăm blocat mai mult timp, cu atât vom primi mai mult ITINA Shares. Care sunt beneficiile de a participa? Prin participarea la această campanie putem obține ITINA Shares, care ulterior se pot schimba pe ITINA.
Mare, mare atenție! La sfârșitul perioadei evenimentului, asigurați-vă că revendicați M-shardurile în termen de 9 zile sau puteți risca să vă pierdeți aceste recompense. Aceștia sunt pașii simpli pe care trebuie să îi urmăm pentru a participa la această campanie și pentru a beneficia de recompensele oferite de Mentals Reward Station. Acum să vedem practic și cum putem să facem asta. Pentru început mergem pe Bybit și mergem la secțiunea Web3. Nu o să stau acum să discutăm despre platforma Bybit, deoarece este extrem de complexă. Am făcut un videoclip la un moment dat despre ei și îl găsiți pe canalul meu de YouTube dacă vreți un tutorial pentru Bybit. Și probabil că o să revin cu un update la acesta, deoarece l-am făcut ceva timp în urmă. Dar pentru campania actuală trebuie să mergem la această secțiune de Web3 și mergem la opțiunea de Bybit Wallet. Bybit Wallet Web3 este un wallet pe care probabil l-ați văzut și la Binance la un moment dat. Este un wallet Web3, deci nu discutăm de walletul exchange-ului, este un wallet separat pe Bybit, pe care îl puteți accesa foarte ușor în momentul în care mergeți la secțiunea Web3 Wallet, așa cum v-am arătat mai devreme. Eu l-am deja instalat și din acest motiv mie mi-apare deja wallet-ul. În momentul în care ați intrat pe acest Web3 Wallet, mergem la această campanie de care discutam mai devreme și accesăm acest link. Ni se va deschide o altă pagină de acest gen, asta în cazul în care intrați pe laptop, pentru că dacă intrați pe telefon, o să vedeți că vi se deschide pagina în același loc și vă puteți conecta direct cu wallet-ul. În cazul în care ați deschis-o pe un laptop, mergeți la această opțiune de Connect Wallet și o să vi se deschidă opțiunea de a vă conecta cu MetaMask, cu Bybit Wallet și cu celelalte wallet-uri disponibile. În cazul de față, eu am ales Bybit Wallet, deoarece mi-a fost foarte simplu să mă conectez cu wallet-ul pe care îl aveam deja instalat pe Bybit. Odată ce ne-am conectat, intrăm direct la secțiunea despre care am discutat mai devreme și locul în care putem să câștigăm aceste recompense. Pentru a putea participa la campanie, în primul și în primul rând, trebuie să aducem acest mental pe acest Web3 Wallet. Pentru asta ne întoarcem în secțiunea Wallet și avem opțiunea de depozit. Și aveți opțiunea de a transfera dintr-un alt wallet, dintr-un alt exchange, sau puteți să vă duceți direct de pe exchange-ul Bybit. Deci în cazul în care aveți USDT sau aveți Mantle, în cazul de față, ca să participăm la această campanie, avem nevoie de Mantle. Deci dacă avem Mantle pe exchange, prin această opțiune de depozit avem posibilitatea să-l transferăm foarte simplu de pe exchange pe acest Web3 Wallet. Deci presupunem că am depozitat deja Mental și ne întoarcem în pagina în care avem acea campanie. După ce ne-am conectat și după ce am adus acel Mental în acest Web3 Wallet, mergem la opțiunea de Lock Tokens. Aici o să treceți cantitatea pe care voi doriți să o puneți. Cu cât puneți mai mult, cu atât recompensele sunt mai mari. Nu uitați că discutăm de o cantitate foarte mare de ITINA care va fi disponibilă pentru reward. Deci după ce v-ați conectat și v-ați adus Mental-ul în wallet, trebuie să stabiliți doar cantitatea pe care o depuneți și aprobați în wallet. Aprobarea se face tot aici pe pagină, la fel cum dați aprobările în MetaMask, de exemplu. Și asta este tot ce aveți de făcut, nu este deloc complicat. Lucrurile sunt foarte, foarte simple. Încă putem să ne bucurăm de 22 de zile în care putem să câștigăm acești tokeni gratuiți. Important de menționat este că nu ne pierdem acest mental, doar îl depunem aici, este ca și cum l-am pune în stake, de fapt, și câștigăm acești tokeni gratuiți. Ulterior, noi putem să ne retragem acel mental și să rămânem și cu tokenii gratuiți. De asemenea, important de menționat este că puteți să retrageți mental oricând doriți. Deci dacă l-ați ținut doar 4-5 zile, o să vedeți zilnic ce reward aveți pentru acel mental pe care l-ați depus. Iar dacă între timp vreți să vindeți sau aveți nevoie de acel mental, puteți să îl retrageți. Deci nu se blochează în aceste 22 de zile, puteți să-l retrageți oricând doriți. O altă variantă de a câștiga ENA este prin stake de ENA sau de USDT. Deci dacă aveți ENA, îl puteți transfera pe exchange-ul Bybit și să câștigați ENA, la fel cum dacă aveți stablecoin pe care nu îl folosiți momentan, îl puteți pune la stake și să producă ENA. Important de menționat că la fel și aici, în acest caz, nu plătiți nimic, doar puneți la stake și câștigați ENA. Deci în cazul în care aveți USDT cu care nu faceți nimic în această perioadă sau aveți ENA pe care ați acumulat-o între timp sau doriți să o acumulați și puteți să o puneți în stake, la fel și aici discutăm de 15 milioane de ENA
care sunt puși la bătaie pentru cei care depun la stake. Aici perioada nu este atât de lungă, perioada se va încheia în 9 aprilie, deci mai avem doar câteva zile disponibile în care putem să participăm. În poolul DN avem 7 milioane jumate ca și reward și avem un minim de staking de 100 de ENA, respectiv un maxim de 5.000 de ENA. La fel, când vine vorba de USDT, avem tot 7,5 milioane de ENA și cantitatea minimă este de 100 de dolari, respectiv maxim de 2.000 de dolari. Partea frumoasă și ceea ce îmi place mie la această campanie și în general la Bybit este că au stabilit totuși o limită. Adică nu poate să vină o balenă cu 200.000 de dolari sau cu 20.000 de dolari și să ia marea cantitate de reward, ci este limitat în așa fel încât să poată să se bucure de această campanie și cei care nu dispun de atât de multe fonduri. La fel și pentru această campanie, găsiți un link în descriere, trebuie doar să intrați pe el, vă conectați și vă duce exact în locul în care trebuie să depuneți acel stake. Lucrurile sunt foarte simple și dacă aveți întrebări le puteți lăsa în secțiunea de comentarii sau să intrați la noi pe Telegram și vă ajutăm, bineînțeles, gratuit. Ambele variante ne pot aduce recompense foarte bune și este păcat să nu profităm de ele, mai ales dacă nu avem nimic de plătit. Bineînțeles, așa cum am spus, asta în cazul în care avem disponibil stablecoin sau ENA sau Mantle. Vă recomand să vă faceți cont dacă nu aveți deja pe Bybit, deoarece are o mulțime de opțiuni disponibile și, așa cum spuneam, este departe unul din cele mai bune exchange-uri. Bineînțeles că mă ajută dacă folosiți și linkul din descriere și vă mulțumesc în avans. Vă doresc spor la câștiguri și o săptămână extraordinară în continuare. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.